Acum că a venit și zăpada, trebuie să vă faceți socotelile și să scoateți bani din buzunar pentru a mirosi a brad în casele dumneavoastră. În piața centrală din Câmpina au apărut deja comercianții și au și o ofertă foarte bună, evident, de criză. Sunt brazii? De la 300 până la 700. Și ce fel de brad? Brad românesc. Brad, natural. Nu sunt moliți. De unde i-a luat? Ăștia de la lacul Sărat. De când ați venit cu brazii? Ieri. Și cum merge vânzarea? Prost. Vă așteptați spre Crăciun să se schimbe ceva? Da, ne așteptăm ca tot omul pe Crăciun, e normal. Da, este perioada anului, o perioadă plăcută pentru noi, având în vedere că se apropie sărbătorile și în piață au apărut și comercianții de brazi. Până acum sunt în piața centrală din Câmpina 3 comercianți, succes comerciale. Mai așteptăm încă 2 succes comerciale care au depus cerere și cerere care a fost aprobată. De asemenea, așteptăm și producătorii din zona Harghita-Covasna care au venit în fiecare an. Condițiile sunt la fel ca și anul trecut. Comercianții să aibă documente de proveniență a mărfii și acele documente de la Direcția Finanțelor Publice, ce pun în limita spațiilor disponibile, primesc aprobare. Tarifele sunt aprobate prin hotărâre de Consiliu, iar facturarea zilnică se face în funcție de suprafața pe care o ocupă fiecare comerciant în parte. Oamenii nu acceptă un Crăciun fără miros de brad și dau și 80 de lei pentru a fi sărbătoare în casa lor. Sunt frumoși brazii. Preferați unul natural sau un artificial? Natural. De când mă știu, numai natural am cumpărat brad. Am zis, cât voi trăi, numai natural. Că e mai mare, că e mai mic, natural. Și ca preț, cum vi se pare? Nu știu prețul, nici n-am apucat să mă uit, doar eram în trecere. Cum îi dați brazii? 800. E bun și prețul. Cât să fie un brad? Deocamdată vreau să îi văd, da. Dar preferați un brad natural? Nu, natural, dar iau niște crenci, că sunt singură și nu fac pom. Comercianții vor sta în piața centrală până după Crăciun, așa că este timp destul pentru fiecare să își aleagă pomul de iarnă așa cum l-a visat.